Scandal la grădinița Bobocei din cartierul Buzoian Micro 3. Certurile dintre educatoare, dar și dintre educatoare și directoarea grădiniței datează de la începutul anului școlar trecut. De mai bine de un an de zile, cadrele didactice s-au reclamat reciproc pe la mai toate instituțiile din oraș. Fiecare din părțile implicate dorește să-și impună o directoare convenabilă. La începutul anului școlar trecut, atunci când acolo s-a petrecut o schimbare de director și a fost o altă abordare managerială, au apărut ceva conflicte în unitate. Între cadrele didactice sau între cadrele didactice și conducerea unității de învățământ. Doamnele de acolo au făcut tot felul de sesizări, nu numai la inspectorat, ci și la alte instituții din administrație, fie că sunt ele organe de control, fie că este vorba de prefectura, de instituția prefectului sau de primăria municipiului Buzău. Între timp, conducerea inspectoratului școlar a încercat mai multe soluții de aplanare a conflictului, printre care și schimbarea managerului. Cadrele didactice nu au acceptat această soluție, iar conflictul a escaladat. La un moment dat a existat chiar și o încercare de mediere la care au participat reprezentanții inspectoratului, cei doi viceprimari, cadre didactice din grădiniță și reprezentantul primăriei în Consiliul de Administrație. Însă, fără niciun rezultat. Ne-am străduit de fiecare dată și ne-am deplasat acolo pentru a încerca să aplanăm conflictele și să găsim o soluție. Am schimbat managerul între timp, nici asta n-a fost bine. Am avut o discuție chiar la primăria municipiului între doamnele reprezentante ale unității, director unității, domnii viceprimarii, domnul reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație de acolo. Nu am reușit să găsim o cale de mijloc. Ca urmare, în urma raportului făcut de cei care s-au deplasat și au analizat situația de acolo, Consiliul de Administrație a decis că este bine să încercăm să aducem un manager din afara unității pentru a avea o abordare obiectivă asupra tot ceea ce se întâmplă acolo. Ca răspuns la numeroasele sesizări venite din partea părinților, inspectoratul școlar a numit recent un nou manager. Din nou, educatoarele nu au fost mulțumite. Din păcate, faptul că în presă apar aceste divergențe, că aici la mine și nu numai la mine vin o serie de părinți nemulțumiți de atmosfera tensionată din cadrul unității, faptul că ședințele cu părinții s-au transformat în teatre de bătălie între doamnele educatoare sau conducerea unității, asta ne-a determinat să luăm această măsură, pentru că nici copiii, nici părinții nu trebuie să sufere din cauza frustrărilor noastre personale. O echipă Campus TV a încercat azi să ceară un punct de vedere al educatorilor nemulțumite. Noua directoare a interzis însă accesul presei în unitatea de învățământ. Cine v-a anunțat? Pentru că aici este o unitate calmă, copiii sunt la somn, deci toată lumea este la postul lui. Deci, sincer, acum ce vreți să fac? Totul este ok, toată lumea este pe poziție. Vai de capul meu! Vai de capul meu! Eu vă... N-am voie să invit în interior. Ok, deci nu trebuie interior. E ora de somn, dar copiii toți sunt supravegheați. Deci e tot ok, sincer. Pentru că am fost investit, asta e decizia inspectoratului școlar. Campus TV va încerca zilele următoare să afle de la educatoare motivele pentru care nu o acceptă pe noua directoare.